Mă numesc Paul Miereanu, sunt profesor de muzică. Sunt mai multe școli și licee din orașul nostru. Am plăcuta onoare de a prezida această frumoasă activitate în care va fi prezentată și lansată cea de-a doua carte a domnului profesor Ioan Motronea, dedicată copiilor, Cântecele pentru copii. O carte care urmează în mod foarte plăcut, după prima pe care a lansat-o acum un an și jumătate, și păstrează același sistem, este adresată direct unui cor pe care dânsul l-a înființat și pe care l-a condus și conduce, cor care aparține unei anumite școli. Dacă prima carte a dedicat-o corului Vox Concertino din Gura Râului, unde domn profesor lucrează ca profesor titular, astăzi va fi lansată cartea dedicată corului Ana Stison, care este corul Liceului Tehnologic Johannes Leber din Tămașul, unde domn profesor, de asemenea, este titular. Așteptăm cu mare plăcere să ascultăm și corul după ce vom asculta câteva lori de cuvânt de încălător cu această carte. Am onoarea să prezint și pe membrii, să spun așa, acestui prezidiu, domnul profesor Florin Soare, fost inspector școlar, poate fi dat tot. Am înțeles. O activitate susținută în domeniul educațional, în domeniul artistic, cultural, știți, a coordonat, a înființat o sumedire de formație artistice coruri, culminând cu corul C2 din Sibiu, am zis. Mai departe, am vrea să prezint pe doamna director adjunct a Institutului care a susținut, alături de conducerea întreaga școlii, aplicată domnului profesor și a reușit, prin acest fapt, să îl vorbăteze și să realizeze această frumoasă carte astăzi. Doamna inspector școlar Bianca Florea, reprezintă area curriculară Arte, care de asemenea l-a susținut domnul profesor de mersurile sale. Și nu în ultimul rând, pe domnul Niu Herișanu, care este directorul editurii APU Sibiu, acolo unde a fost editată această carte. Vă rog să-mi permite să dau cuvântul domnului profesor Dorin Soare. Mi-e destul de greu să vorbesc despre aceste cărți, despre aceste culege, pentru că am rămas cu o idee preconcepută că dacă nu vom cânta cu copiii nici la grădiniță, nici la școală, nici în liceu, nici mai departe și nici în familie, o să ajungem o nație de surzi, poate, sau de avocați. Este îmbucurător, și nu numai îmbucurător, este extraordinar faptul că un coleg de-al nostru, colegul Motronea, se pune în slujba copiilor și alcătuiește, după nivelul copiilor cu care lucrează, mici și scurte culegeri de cântece, în așa fel încât se poată scoate din această stare de inerție muzicală. Vina faptului că nu se mai cântă destul la noi, aparține multor factori. Și, în primul rând, aparține celor care diriguiesc alcătuirea programelor școlare la nivelul Ministerului. Pe de altă parte, o mare vină, să știți că au și părinții. Pentru că acum câteva zeci de ani mai în urmă, cea mai înaltă formă de intelectualism era să fii inginer. Și
Și toți părinții vroiau să facă matematică, fizică, chimie, biologie, cât în cape, muzică, ce aia. Ne mai vorbim de faptul că profesorii de muzică, de desen, au fost oarecum discriminați. În sensul că ăștia cu dexteritățile aveam un salariu mai mic decât ăla de matematică. Poate nu vă vine să credeți, dar așa era. Până când totuși cineva a gândit un lucru, băi, parcă nu prea e normală chestia asta, pentru că și unul și altul stă în clasă cu 35 de copii, dar fiecare își face treaba lui, pentru că asta trebuie să fie. Au fost momente deosebite în activitatea mea ca profesor de muzică la școala 20. Pentru că în momentul în care m-am dus la școala 20, directorul școlii, nici n-am intrat bine în biroul lui, și zice, băi, mie să-mi faci cor. Parcă așa m-a lovit exact unde îmi trebuia. Pentru că pasiunea mea dintotdeauna a fost să cânt cu copiii în cor. Copilul care este amuzical, nu-i vina lui că e amuzical. Este vina geneticii, a oricui. Dacă nu i-a dat Dumnezeu ureche muzicală și voce, de ce să-l pedepsesc eu pe bietul copil? Să nu poată să-mi cânte. Dar am avut foarte mulți copii care veneau la cor fără să cânte. Dar îi spuneam fiecare, băi, Nicușor, uite, ia tu culegerea astea de cântece și du-o în sala în care facem repetiție. Și lua Nicușor cartea, se ducea, stătea cu minte acolo până veneam eu să iau cartea din mână. Sau, băi, acordeonul trebuie dus dincolo, sau trebuie din altă. Deci copilul, el nativ, și sunt lucruri constatate, științific. Copilul aude încă din starea de concepție. Deci mamelor, fetelor, tuturor celor care aveți copii, învățați să le cânte copiilor din perioada de graviditate. Le veți dezvolta simțul muzical extraordinar de mult și nu numai. Noi când cântăm, majoritatea zice, a, vrei să cânt așa. Nu e adevărat. Copilul în școală trebuie să cânte ca să-i se dezvolte aparatul fonatoric, să-i se dezvolte aparatul respirator, să gândească și în alt sistem decât 2 ori 2 fac câteodată 5. De aceea trebuie să facem muzică cu copiii. Ce face colegul Motronia este un lucru extraordinar. Pentru că în condițiile în care în școală nu mai sunt ore de cor, totuși reușește să adune o mână de copilași care vor să cânte. Și pentru acești copilași, dânsul le-a scris niște cântece. Frumoase, drăguțe, în spiritul a ceea ce înseamnă dinamica copilăriei. Copilul vrea să se joace, copilul vrea să se miște. De aceea un câteva cântece zice joc 4, joc 2, joc 4, joc 3, joc... Da? Copiii vor să miște, să fie dinamici. Nu, în ultimul rând, ține cont și de câteva particularități de construcție muzicală atunci când alcătuiește aceste cântece, pentru că muzica, ca orice lucru, evoluează și în timp. A evoluat. De la preclasici, la filarmonică, prea des auzim numai Mozart, Haydn și Beethoven, dar nu auzim muzică contemporană, care este minunată, este superbă. Tocmai în acest sens,
câteva din cântecele pe care colegul Motronea le-a scris, se obișnuiască pe copii și cu alte sonorități decât consonanțele alea frumoase care sună ca acum 200 de ani. Sună frumos, dar ca acum 200 de ani. Are câteva construcții polifonice ascunse, în care copiii trebuie să fie foarte atenți, trebuie să se concentreze să le poată cânta. Dacă n-ar face acest lucru, s-ar da peste cap după primele 2, 3, 4 măsuri. Vreau să mai apreciez încă un lucru deosebit de important în muzica corală. Este faptul că trebuie să existe o corelare între accentele muzicale și accentele prozodice. Ca să nu ne dăm peste cap limba. Cu toate că am găsit la un cântecel astfel de chestii. Să-ți o spun mai încolo. Chiar vă rog. Da? Deci, nu zicem... noi zicem mama, nu zicem mama. Nu? E același lucru. Când și cântăm, trebuie să respectăm această corelare între accentul prozodic și accentul muzical, accentul metric. Textele cântecelor sunt creația tot a dânsului. Și de aceea i-a fost ușor să construiască o melodie pe textele pe care le-a scris. Sau poate că întâi a avut în minte melodia, după care a pus textul. Cum a fost? Și. De obicei de la text. Așa se întâmplă. Nici așa, nici așa. Dar normal este la text la melodie. Da. Da. Colegul Mireanu v-a cam spus trecutul meu. Deci, am un mesaj pentru dascăl. Cântați cu copiii. Nu-i lăsați surzi la muzică. Cântați cu toți. Nu trebuie să fie nemaipomeniți. Dar să cânte ca să-și dezvolte vocalitatea, să-și oxigeneze creierii, să gândească altfel și să fie frumoși și veseli așa cum trebuie să fie toți copiii. Asta e frumusețea lui. Prea mult din partea ailaltă de sistem de învățământ îi abrutizează. Cred că ar trebui să fie gândit, dacă are cine pe acolo, în București, repunerea pe la locul lor, care li se cuvine, a materiilor umaniste. E absolut, eu zic că este absolut necesar să ne mai debarasăm un pic, dar în primul rând trebuie să ne debarasăm de acest balast care există în programele școlare, ca atunci copiii să aibă timp să se și joace, să și cânte, să nu mai fie obligați părinții să-i trimiată la meditații, și atunci totul va fi în regulă. Vă mulțumesc, îl felicit pe colegul. Așa cum spune și dirijoarea corului Madrigal, Ana Ungureanu, așteptăm volumul 3. Aura Vrandradu, directorul adjunct la Liceul Tehnologic Iohannes Legos din Bărba. Mulțumesc! Începem să vă spune tuturor, bună seara! Mă bucur din suflet să vă văd într-un număr atât de mare, alături de domnul profesor. Vreau să vă mărturisesc că astăzi a venit la școală. Avea niște emoții pe care abia le stăpânea, gândindu-se că citez. Nu va fi nimeni în sală. Iată că ați dovedit prin prezența dumneavoastră
că îi sunt pe domnului profesor nu doar colegi, nu doar cunoștințe, ci prieteni adevărați. Sunt sigură că sunteți astăzi prezenți datorită faptului că asemeni mie și asemeni domnului director, primaria Lidia Dâncăneț, în numele căreia, în al meu și în numele căreia vorbesc, îl apreciați și îl stimați pe domnul profesor. Mă bucur că domnul profesor Soare a vorbit despre cartea pe care domnul profesor a editat-o și pe care cu siguranță o veți cumpăra și veți avea și dumneavoastră ocazia să o răsfoiți și să o analizați. Vreau să vorbesc despre omul Ioan Mutronea, așa cum îl vedem noi la școală, noi colegii dânsului, un om deosebit, un cadru didactic implicat, un dascăl iubit de copii, un dascăl apreciat de către toți cei care îl cunosc, dar ceea ce m-a impresionat foarte mult este modul în care domnul profesor Mutronea este văzut de către copii. Pentru mine, corul Anastison este ca un paradis în care te poți liniști, ascultând tot felul de melodii și cântece frumoase. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru tot ceea ce faceți pentru noi și sperăm că și de acum înainte să creăm împreună amintiri frumoase, bucurându-ne unii de alții și petrecând timp împreună. Se recunoaște autorul? Oancea Petronela. Vă felicit, domnule profesor. Deosebită pe care o aveți cu copiii, pentru faptul că le-ați dăruit elevilor noștri și nouă, unora dintre colegii dumneavoastră, elevilor șansa de a cânta pe mari scene ale României, iar nouă șansa de a-i vedea acolo, sus. Puțin știți, poate, sau puțin știm, că în luna decembrie anului trecut, elevii noștri au cântat alături de corul Madrigal, iar noi am fost acolo. A fost un moment deosebit pentru care îi suntem recunoscători domnului profesor. Felicitări, mult succes în continuare și vă asigur că veți avea parte de toată susținerea noastră. Vreau cuvântul în continuare doamnei profesor Bianca Florea, inspector școlar pentru area culturală. Să știți că nu sunt chiar dexterități, în sensul în care exemplul de asemenea domnului profesor Ioan Mutronea este cel mai elocvent exemplu pentru noi toți. Eu mă gândesc acum la o modalitate de a-l clona pe domnul Mutronea, în sensul în care în școala a făcut un cor, a scris o carte. În școala de la Dalmațiu a făcut un cor, a scris o carte. Aș vrea să-l duc în mai multe școli din județ și să scrie mai multe, mai multe cărți. Vreau să-i mulțumesc în numele tuturor colegilor de educație muzicală, educație plastică, pentru ceea ce fac, pentru devotamentul cu care se duce la oră și lucrează cu copiii, pentru sufletul mare pe care îl pune acolo în oră și pentru timpul pe care și l-a dedicat, da, și l-a dedicat acestei cărți. Eu am ajuns astăzi să răsfoiesc cartea și mi-a atras atenția acest titlu, Anastison. Son, probabil de la sume, Anasti, probabil de la nepoțica dânsului, în numele căreia, în numele tuturor copiilor pe care domnul profesor îi are alături de dânsul, îi mulțumesc astăzi și la mai mare domnul profesor. Bună seara!
venit. Mă bucur că sunteți așa mulți prezenți. Ce poate fi o lansare de carte? Eu acum nu să repet ce au spus antevorbitorii mei. O să margez mai mult pe punctul de vedere al editorului, bineînțeles, cum este și firesc. Nu că aș fi foarte departe de muzică și de artă în general, din contră, și eu sunt plastician și în tinerețe am tentat, pot să zic, nu numai în tinerețe, până la maturitate. Dar, nu am scris cărți muzicale despre mine. Dar așa mai este bine. Da. Cum am spus, o lansare de carte nu este altceva decât o bucurie. Eu, ca editor, aș spune mai mult decât atât, o mare bucurie. Și de ce? Fiindcă în momentul când deschidem o carte, avem mai multe provocări. În această carte, spre exemplu, este odată provocarea textului muzical. O numim carte despre muzică sau muzicală. Urmă, această carte are încă o particularitate, încă o provocare. Are imagini fotografice. Dar nu sunt niște imagini luate la întâmplare. Sunt imagini care reprezintă, de fapt, activitatea grupului, corului, pe care îl conduce Lito. Eu îmi permit să-i spun, că deoarece ne cunoaștem de foarte de cretacic ceva. Și suntem, pe lângă faptul că ne respectăm la modul superlativ, suntem prieteni foarte buni și uite, am ajuns să și colaborăm. Și colaborăm într-un sens, zic eu, pozitiv. Urmă, în această carte, mai este încă o provocare. Lită, împreună cu familia lui, n-a uitat să insereze între aceste copenți și sacrul. Nu că n-ar fi muzica sacră. Muzica este, în general, sacră, ca și poezia, ca și orice. Această carte conține și poezie, conține și muzică, bineînțeles, limbajul universal, și conține și două icoane. Aceste icoane sunt realizate, bine, reproducerea celor două icoane, de către cine credeți. Dacă deschideți cartea, pe spatele paginii de titlu, unde este și descrierea CIP și așa mai departe, vedem coperta Ana Motronia Crețeanu, respectiv fica domnului profesor, și mai jos icoane Maica Domnului Îndrumătoare și Maica Domnului realizate de Adriana Motronia. Atunci ce facem? Foto Aura Avram, asistent de specialitate domnul profesor Paul Mirianu, editor sunt eu. A, scrie și editor. Aici. Așa. Tragem concluzia că ne aflăm în fața unei familii de artiști, nu? Nu știu, faceți și balet? Oricum. Nu e târziu niciodată. Așa că, să nu mai lungesc foarte mult acest speech, spun că aceasta este o mică bijuterie și merită să o răsfăiți. Dacă nu știți să citiți schimele, adică partiturile, puteți să citiți textele poetice. Dacă nu știți să citiți nici textele poetice și nici știmele, vă uitați la fotografie și tot n-ați pierdut nimic.
Săriți pe Nică, aș fi vrut să vă spun mult mai multe, dar cred că sunteți nerăbdători să-i ascultați pe acest super copii cântând. Și ce e mai mult decât muzica? Țin-mi o minte, vag așa, că Beethoven spunea, ferește-te de bestia care nu iubește muzica. Nici măcar nu numea de om de acela care nu iubea muzica. Și eu spun mai departe, cel care nu iubește muzica, nu iubește nici florile, nici oameni și nici ceea ce este frumos. Vă îndemn să iubiți tot ce este frumos. Mulțumesc! Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor Ioan Otronea, două cuvinte am despre și eu. Eu am asistat de-a lungul timpului la crearea multor dintre aceste piese ale domnului profesor, din faptul că ne-am întâlnit, am urmărit activitatea corurilor, repertoriile corurilor pe care dânsul le-a format. Și aceste lucruri se repercutează activ în toate activitățile dânsului, prezentarea în spectacole, în oraș, în județ, în țară, în străinătate. Ceea ce este și mai interesant, vă spun eu, nu este un secret, poate, eu sunt convins că urmează și a treia carte, pentru că al treilea cor există, pregătit de domnul profesor Ioan Motron. Așa că o șută pe a treia. Celor care m-au îndemnat să fac lucrul ăsta, să mă apuc să scriu și sunt în stare să știu care au susținut chestia asta. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că în numărul acesta m-au adresat treburile pe care le-au adresat. Ați venit să fiți alături de noi seara asta. Și nu în ultimul rând, ci în primul rând, mulțumesc acestor copii minunați, care, cu bucuria mea și care mă ascultă și cu care reușesc să realizez ceea ce realizează. Fără ei, eu îi consider niște suflet tuturor.
Aș vrea să mai spun un singur lucru, că dacă prima carte am dedicat-o, că mulțumesc soției mele, care va fi și data trecută, mă suportă cu trentenele, cu schitări, cu mandoline, cu... E, cred că e dificil și mă susține în activitatea mea, mă susține în toate felurile. Dacă prima carte am dedicat-o părinților mei care din păcate nu mai sunt. Această carte o dedic printr-un arc nepoatei mele care este bucuria vieții mele, Anastasia, de acolo, își trage numele și formă la Pison. Și gândindu-mă, mă gândesc la toți copiii și la toți copiii din sată, toți copiii mei și vă mulțumesc! Cântăm câteva piese, copilașii, și după aceea vă invit să vă dorim cu o carte și să ne întrețină. O să încercăm să cântăm. Îmi pare rău că acest cor este la ora actuală, vă dubind de prezența unor voci foarte importante, care, așa cum se întâmplă mereu, copiii care cântă și dansează și acești copii care cântă și dansează, spre casa actualmente în Grecia, la un spectacol acolo și avem găuri în dar încercăm să ne descurcăm. Vă mulțumesc foarte mult! Stop!
vinovat!